Ludovic Orban, da, fost președinte al Partidului Național Liberal, anunța, este primul care și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale din 2024. Înțelegem că aceasta ar fi, de fapt, și intenția lui Dacian Cioloș. Ce șanse vedeți să aibă cei doi la prezidențiale? Niciuna. Dar întotdeauna o anunțare unei candidaturi la președinție îți dă un tip de vizibilitate și te ajută în promovarea anumitor mesaje, pentru că la urmă urmei declarația n-a făcut-o deputatul europarlamentarul X sau șeful unui partid mic de 1-2%, ci a făcut-o candidatul la președinție în 2024. Sună mai bine, prezintă mai mult interes și pentru media și ăsta e și motivul pentru care atât domnul Orban cât și domnul Cioloș vor să funcționeze ca locomotive, își anunță candidatura la președinția României, vor da mesaje în legătură cu ce ar trebui să facă președintele, ce nu o face bine Iohannis, ce ar făcut ei și așa mai departe, și vor încerca să strângă cât mai multe oaste în jurul ideilor și partidelor pe care le conduc pentru a obține un scor bun la europarlamentare, la locale și de ce nu la parlamentare. Niciunul din cei doi nu crede vreo clipă că ar putea să fie președintele României. Dar întotdeauna, dacă vrei mai puțin, trebuie să ceri mai mult, iar ideea că și anunță candidatura la președinția României, repede, dă o vizibilitate și o posibilitate ca să obțină niște avantaje în celelalte competiții prealabile președinției și unde ideea că domniile lor candidează la președinție le aduce, pe de o parte, voturi pe europarlamentare, locale parlamentare și, pe de altă parte, mai multă vizibilitate. Cumva, noi am văzut un anunț, dar n-am văzut și un plan pentru România, pentru alegerile prezidențiale. Am văzut așa un anunț. Ludovic Orban și-a dorit și înainte, își dorea și înainte, când era în Partidul Național Liberal, să devină președintele României? Păi ne amintim că domnia sa a făcut niște declarații încă de la începutul anului că nu exclude posibilitatea ca să fie prezidențiabil. Cumva se cerea. Da, dar acele declarații erau făcute în contextul în care era evident că președintele Iohannis își încheie mandatul în 2024 și nu mai poate candida, în contextul în care în partid existau niște frământări și atunci Ludovic Orban a vrut să dea o perspectivă liberalilor, spune: băi, fraților, stați cu minți, eu mă duc să candidez la președinție, sunt șeful partidului, sunt șeful Camerei Deputaților, nu mai sunt prim-ministru, dar voi candida la președinție. Una peste alta, să știți un lucru, că e o mare diferență între o candidatură lui Ludovic Orban la președinția României sub standardul Partidului Național Liberal și alta sub standardul Forței Dreptei. Pentru că este una să ai în spate o armată organizată cum este Partidul Național Liberal, alta este să ai niște structuri incipiente care doar acum se creează și se vor valida în viitoarele alegeri. Deci din capul locului diferența este majoră. V-a curtat Ludovic Orban pentru Forța Dreptei? Nu m-a curtat. Eu l-am respectat foarte mult pe Ludovic Orban, a fost un președinte pentru care am lucrat foarte bine, însă în contextul întâmplărilor din 2020, domnul Orban s-a schimbat foarte mult. Practic nu mai era același om pe care l-am cunoscut și aș putea spune că relațiile noastre politice au avut mult de suferit. Eu sunt din categoria oamenilor care totdeauna îi dau cezarului ce al cezarului. Am fost lider de grup un an și jumătate cu Orban președinte, am lucrat destul de bine, dar repet, după alegerile din decembrie 2020, domnul Orban s-a schimbat foarte mult. Schimbarea domniei sale a culminat cu o serie de măsuri care, în opinia mea, nu au făcut altceva decât să îi creeze un anumit tip de probleme în partid și să îndepărteze oameni de domnia sa, și au culminat cu plecarea lui din partid. Se vorbea despre faptul că Ludovic Orban a preluat partidul pe persoană fizică după alegeri. Și că deciziile, de fapt, erau într-un grup foarte restrâns, 2-3 oameni. Uman vorbind, o parte din frustrările lui Ludovic Orban pot fi înțelese. Pentru că, practic, el a decontat scorul Partidului Național Liberal, care a fost diferit de așteptările noastre. Noi ne așteptam ca scorul Partidului Național Liberal să fie peste 30%, să fie un scor peste scorul Partidului Social Democrat și să-l facem pe Orban prim-ministru. Asta era dorința în Partidul Național Liberal. Planul, de planul. Anumite evoluții în pragul și în perioada anterioară a alegerilor au dus ca cota Partidului Național Liberal să scadă.
Am finalizat alegerile cu 25%, cu 4% sub Partidul Social Democrat. Domnul Orban nu a mai putut să obțină funcția de prim-ministru datorită faptului că partenerii noștri în acea vreme, USR, s-au opus. Nu și l-au dorit pe domnul Orban prim-ministru. Și atunci domnul Orban, ca să-și asigure supraviețuirea politică, a făcut un anumit tip de negociere în care a sacrificat o parte din lucrurile pe care Partidul Național Liberal ar fi trebuit să le obțină. Bunoare, domnul Orban a insistat foarte mult pentru ca domnia sa să aibă președinția Camerei Deputaților. Uman vorbind, eu pot înțelege acest aspect, că președintele partidului trebuie să aibă o funcție, dar nu pot sacrifica practic tot guvernul și o serie de funcții cheie doar pentru acest lucru. Lucrurile astea au generat un anumit tip de feedback împotriva domnului Orban, iar funcția de președinte al Camerei Deputaților se pare că nu i-a fost suficientă ca să câștige alegerile la termen din Partidul Național Liberal, care, mă rog, au fost decalate din datorită pandemiei din mai în septembrie. Bine că ulterior a și rămas fără această funcție. Și a dat demisia domnia sa. Nu i-a cerut nimeni din partid să-și dea demisia. Deci domnia sa, în polemica care a avut-o cu Florin Câțu, a spus: cine pierde, pierde tot. Dacă eu pierd, pierd președinția Camerei. Dacă pierd tu, pierd funcția de prim-ministru. Florin Câțu a spus da. Au avut loc alegerile, domnul Orban a pierdut și a dat demisia și a plecat în ființă și un nou partid. Partidul Național Liberal are un plan acum pentru alegerile prezidențiale? E prematur să discutăm de un plan. Suntem de-abia la jumătatea mandatului domnului Iohannis. Suntem abia în 2022. Să nu uităm că alegerile nu sunt nici măcar la jumătatea anului. Alegerile sunt peste 2 ani și jumătate. Partidul Național Liberal cu siguranță are o serie de lideri care pot să candideze la președinția României cu condiția să și vrea și cu condiția să poată să și confirme și să se păstreze în topul preferințelor românilor. Cu siguranță candidatul Partidului Național Liberal va fi stabilit la momentul oportun, probabil undeva la sfârșitul anului viitor, cu un an înainte, ca să se poată face teasing-ul de precampanie, precampania, și cu siguranță Partidul Național Liberal va opta pentru personalitatea liberală cel mai bine situată în încredere în rândul românilor.